Câteva sute de mii de gospodării pot primi subvenție de la bugetul de stat pentru a instala panouri fotovoltaice de 3 kW, a anunțat ministrul mediului. Aproape 90% dintre cererile depuse au fost finalizate încă de anul trecut. Reprezentantul acestui minister mai spune că este nevoie de finanțare pentru toate aceste panouri fotovoltaice. În 2023, pentru o mai bună organizare, se va descentraliza programul, iar autoritățile locale vor fi implicate pentru a diminua birocrația și a crește timpul în care se dau avizele. Se prefigurează că sute de mii de gospodării vor face parte din acest program destinat panourilor fotovoltaice. După estimările Ministerului Mediului, vor fi în jur de 200 de mii de beneficiari care pot primi subvenție de la bugetul de stat pentru a instala aceste sisteme fotovoltaice de 3 kW.